când merg cu taxi, vorbesc cu taximetriști. Și azi vorbeam cu altul taximetriști. A, că Ceaușescu, ăștia n-au făcut nici 10% cât a făcut Ceaușescu. Că ăla a plătit datoria României. Și am zis, bre, stai. Am prins și eu. Nu mult de tot, dar am prins. Hai să ne amintim cum a plătit datoria României. Cu tăia de curent, cu tăia de căldură, cu foame, cu toate alea mișto, nu? Cu duci de ăștia la canal, luați din casă și duci și hai treci, că nu ne place de tine. Da, ai dreptate. Adică... Ți-a dat dreptate, da? Bineînțeles. Știa cine ești? Nu. De când am sorbit, nu mă mai cunoaște.